50%. Nu, aici s-ar După pune același greșit. Principiu care l-a enunțat greșit cu povestea devreme, cu copilășilor edifice, să vă spun de ce. De ce să plătească cetățeanul? Eu am un contract de prestare de servicii cu cetățeanul, da? În contract scrie că tot ce are la locul de adunare a deșeurilor trebuie să le iau și să le transport. Tot! Nu scrie acolo că coș de ceapă am voie și televizoare nu. Da. Tot! Și atunci, dacă eu am contract cu tot, nu înțeleg de ce dracu mai trebuie punct de colectare. Le iau pe toate tot, le ridică de reciclare și acolo le pun pe sortimente. Unde e acea fabrică? Ați spus la Clina, hai da și filmați-o, doamnă, că a costat 3 milioane de euro pe banii mei, nu pe banii poporului român, referendum. Și în loc de referendum, mai bine făceau 5 centre de reciclare în țară. Ați auzit că există o fabrică de... Domnule Prigoană, vă rog, vorbiți civilizat totuși. Nu, să fie ai sfântului de guvernanță. Știți ce se întâmplă?